Și eu m-am ofuscat că de ce nu mă ajută? Am urlat unul la altul ca proștii. Ce s-a întâmplat cu mașina? Mașina trebuia să-mi ajungă lunea asta. M-ați despărțit? Doar ne-am certat. Tare. Da. Ce faci, Edi? Ce faci, mă, da? Au fost zbâr până la mine și mi-a zis că vrei să mergi să vezi noua mașină. Vreau să văd. Vreau să vin și eu să... Probabil dacă văd mașina mea asta mâine... Da? Și poți să vin și eu? Dacă vii în secunda asta la zbâr în față, da, poți să vii și tu. Acum vin. Hai că vezi că eu filmez daily, dar nu-ți filmez mașina. Hai de vină. Acum, pa. Salutare, fraților, ce faceți? Cum sunteți? Bine v-am regăsit la un nou vlog. Astăzi o să mergem cu Edi să-și vadă viitoarea nouă mașină, dacă cumva își vinde astăzi sau mâine mașina, să-și o cumpere. Asta mâine nu o să o vă arăt pentru că da, nu vă arăt că nu-i frumos, o să vă arate el la momentul oportun. Mergem, ne îmbrăcăm și vreau să-i pregătesc pentru vlogul ce urmează să-l fac diseară, că mai fac încă unul în care o să mă cert eu cu Ilinca, o să le zic în mașină că bă, voi vă mai enervează femeile voastre, că eu nu mai suport efectiv, astăzi am avut cea mai de rahat zi și o să bag și asta cu mașina, că s-au întâmplat niște complicații în a duce mașina mea spre România, viitoarea mașină, dar nu-i problemă, mașina este pe drum, mă duc, mă îmbrac și direct fugim să vedem mașina. Efectiv, uite-l pe Blid acolo. Stă, uite, ia. Perfect pentru vlog. Stai să mă încalzi cu bocancii mei. Mamă, stai că nu i-am luat bine. E prima oară când nu i-am luat bine. Bocancii mei dând berșca. Îți dai seama că m-am îmbrăcat cu ce am prins la mână. Că băieții mei se grăbesc și vreau și eu să văd mașina. Și vreau și eu să complotez pentru mine, pentru vlogul ce va urma. E un frig afară de îngheață, mielul în câine. Este un frig de îngheață, mielul în câine. Sunt minus 2 grade. Vedem când a înghețat, e de tot, gata. Stai să deschidem. Băi, urâtă rău de tot vremea asta. Și vreau să vă arăt că efectiv pe vremea asta. Băi, voi zice, cei care vă spălați mașinile sau nu, ce faceți mă voi iarna când se umple mașina de tot felul de gunoaie care arată în ultimul hal și a mea și și a lui zbâr, efectiv. Și stați să vedeți și pe al lui Edi, al lui e albă și se vede mult mai bine pe al lui. Hai să mergem să-i pregătim pe băieți pentru vlogul de seară. Pregătim, că ei n-or să știe, că mie așa îmi place. A, ce faceți mă? Să ne filmăm unul pe altul. Hai mă, fă aia de vlog în vlog. Uite, mașina e nouă, dau folia jos. Oh my god, ASMR. Ce faci, ediție? E mașină nouă? Da, vreau să-mi iau două. Două? Da, vreau să devin project card de la ești management bucat pe YouTube. Da, te rog frumos să ne promiți ceva. A. Să nu mai ții capul asta. E foarte frumoasă, e foarte frumoasă, dar nu prea ai tu grijă. Și că nu mai vrei să o vând, așa e. Bă, mașina e foarte îngrijită. Bă, să nu mă întrezi greșit, dar mașina e bună, dar... Bună, rău! Na, mai are așa. Bă, la ce-i drept? N-ai ce zice? Mașina asta arată bine murdară cu ea acum. Bă, da. Chiar nu arată rău. Nu e așa sincer. Un fel de... Bă, stai ce dracu, exact. Măi, cu... tot ești ars la față, stai să văd. Oh, mi-a făcut zbâr camera. Bun, mem? Stai să termină, stai și... M-am băgat ca gunoiul peste ei. De ce el e bunicul lui zbâr, probabil știți. Și vreau să-mi răspundeți la 3 întrebări. Bă, așa. 3 întrebări, da? Dacă știu. Cât de repede trece viața? Ca firul când apune. Sau ca soarele când apune. Deci trece repede. Deci. 2. E important să-ți iubești femeia, nu? Este foarte important să... Este partenerul de lângă tine. Așa, și încă o întrebare. Depinde și de alegere. Dacă nu-ți convine, la revedere, închei contractul. Ultima întrebare. Cât să ține micul pe grătar? Până să coace. Îl pup și îl iubesc, bă. Sănătate, tată. Doamne ajută. Hai, te pup. Să auzi unde vine. La gagici. Ilinca știe. Nu știe. Aul, ai grijă că s-ar putea să nu mai mănânci cald. Ba, mănânc. Ciorbă caldă, nu se știe. Ciorbă. Așa zicea și Valeriu Țvetcu cu Ileana. Mai mănânci tu ciorbă de curcan. Și vezi, Leana s-a dus, Valeriu a rămas. Așa suntem noi, vă pup. Deci, am plecat în drum spre viitoarea nouă mașina lui Edi. Cu speranță una în suflet din două. Una din două mașini pe care le va lua Edi. Le iei pe amândouă la același vlog? Nu. Sau? Nu. Nu, n-are sens. Vreau să ne oprim să-mi iau o cafea, că după aia vreau să fac un story time. Na bun, ține acolo și pun eu cumva să ne vedem. A, o ții așa? Deci hai să vă povestesc ce s-a întâmplat cu mașina. Deci mașina trebuia să-mi ajungă lunea asta, ce-o trecut deja. Ei, au fost după aia băieții în pauză, după aia au fost băieții mei în pauză. Nu știu exact cum băieți, s-a întâmplat. Stai, ce... Mașina ta nouă. Da, mașina nouă. Și ghiciți când o să vină mașina. În cel mai bun caz, săptămâna viitoare, la Arad. Pentru că trebuie la Arad, că e înscrisă la Arad. Neapărat, nu se poate altundeva, absolut deloc. Sau o să ajung în săptămâna din 20-25. Și nu o să pot înscrie până cine știe când e gata reareu și tot. Rar, ok. Și o să vin cu mașina la București, nu știu când. Efectiv, mi-e pare rău că nu o să o văd, frate. O să dureze până în ianuarie să o văd. Da, deci o să dureze până în ianuarie. Asta e pe scurt. Fără și tot vine ianuarie? Da. Oh.
Mai e puțin până în ianuarie, dar na, cam 3 săptămâni. Privește partea bună. Care? Măcar nu vine în iunie. Și încă o treabă, cât de des vă certați cu gagicile voastre? What the fuck? What the... Aici închidem, revenim de la când ajungem la mașină. Eu m-am certat astăzi cu Ilinca destul de tare și vreau să vă întreb pe săptămână de câte ori vă certați cu gagica, gagica voastră. De câte ori te cerți cu Ilinca pe săptămână? Păi nu știu, astăzi ne-am certat puțin mai tare. V-ați bătut? Nu. V-ați luat la palme? Nu. V-ați despărțit? Cine? Cine ți-a băgat în seamă? Nu, nu, doar ne-am certat tare, destul. Și a rămas în casă așa? Da. Și tu? Am plecat cu băieți. Ce făceai, nu? Știi mimul ăla de pe TikTok-ul? Știți? Nu. Ăla cu, te rog, ne despărțim, te rog, nu conduce rapid. Și pornește! Ah, gata, știu. Știu. Bine, hai, revenim. Păi am ajuns acasă. Stai, mă, să șterg camera, că am scăpat cafea și pe scaunele lui Eddie și pe mie și pe camera mea și pe camera lui Zbâr. Vreau să vă zic că mașina aia e superbă. Îmi pare rău că n-am filmat-o, dar nu voiam să-i fur lui surpriza pentru voi. Intrăm puțin și noi aici pe Onyx să vedem ce se mai întâmplă, pentru că suntem non-stop aici. Nu uitați să intrați pe Onyx 2, link în descriere, să ne jucăm împreună și să facem trăboi. Și după aia o să mergem mai târziu, nu știu, ora 6, mă duc așa în vreo oră, oră jumate la sală, facem sală, după aia mergem la Eddie să vă prezint și apartamentul lui, pentru că el probabil l-a prezentat deja, dar vreau să-l prezint și aici la voi pe vlog, la noi pe vlog. Voi vezi. Na bun, suntem în a doua zi de filmări, trebuia să ajung la Eddie aseară și am zis că o să vorbim despre mașină și după aia nu știu ce naiba am făcut în capul meu, mi s-au învârtit rotițele invers, că am vrut să vorbesc cu Eddie de mașină și să fac un room tour la apartamentul lui. Și el mi-a zis: "Nu putem filma room tour apartament și să postez tu vlogul astăzi, pentru că astăzi îl voi posta, adică astăzi am filmat partea asta, pentru că eu postez abia în 3 zile." Și eu m-am ofuscat că de ce nu mă ajută ca un prost. O să mă duc și o să-l cer scuze acum de la el că am urlat unul la altul ca proștii. Ne vedem cu el la spălătorie, probabil o să meargă să vândă mașina ca să poată să-și cumpere cealaltă mașină pe care am văzut-o ieri, care este efectiv superbă. Are un motor de aproape 4000 de centimetri cubi, așa că dacă vreți să aflați sau dacă știți sau dacă vreți să ghiciți, cine ghicește îi dau 100 de lei pe Revolut, scrieți acolo în comentarii ce își cumpără Eddie, ce mașină și-a Eddie. Deci efectiv eu am mașina jegoasă, adică jegoasă la cel mai rău mod, și eu stau și mă uit la spălătorie. A ajuns și Eddie. Mă duc să-mi cer scuze. În semn de recunoștință și scuze, doresc să-ți dau un jeton. Bă, deci ai filmat ceva? Da. Aha. Cum te superi pe mine că tu n-ai făcut ceva? Că n-am venit aseara eu la 11. Dar tu chiar vezi ce-ai dat cu Elinca pe bune? Nu, mă, am glumit. A, și când ai intrat în mașină și ne-ai zis a fost gen să ne construiești prank-ul? Da. Creier. Dar zbun chiar nu te-a primit? Ba, m-a primit, dar o știu că e glumă, adică o știu că e prank. Ce faci cu mașina? O vând. Cu cât? Mii. Bun, ok, deci Eddie o să-ți vând azi mașina și o cumpere aia altă. Dacă o vând astăzi, da. Și mergem după aia, eu abia aștept să ajungă, că e motor de aproape 4000. Este un motor fabulos, abia aștept, dar sper să nu aibă probleme, deci să mă duc să o verific. Hai să-i spălăm mașina prima oară. Zici că e motanul încălcat. Mamă, ce jegoasă e! S-a oprit. Mai ai jeton? Da. Dăm, că trebuie dat atâta și gata. Deci asta o fac doar în semn de recunoștință pentru Eddie. Bă, sincer, o și sper bine. Ai așa un talent, adică dai cum trebuie. Da, un verdict? Da. Colantul ăsta ține jeg mult. Bă, ține da. Mult jeg. Și uite aici în spate. Rămâne negru, rămâne așa fulgi. Bine, hai, du-te. Du-te și spor la vânzare, Doamne ajută. Te pup. Vai de capul meu că îngheț, nu știu dacă am obiectiv, dar nici nu mai contează. Eu am fost Mădălina, asta a fost și vlogul. Mă duc să-l trimit mai departe la editat, ca după aia să edităm și celălalt vlog ce l-am filmat aseară, să-l punem și ăla. Eu v-am pupat, frațiorii mei și dragii mei. Aveți grijă de voi, nu uitați să vă abonați, dați un follow Mădălina cel mare în pensie, că mă ajută tare, tare mult. Nu uitați și aici să dați un subscribe, că trebuie să facem abonația aia. V-am pupat, ne auzim. 24+, bro, 24+, de a răsărit, bro, până la apus. 24+, 24+, limbile de ceas, nimeni nu mi le-a tradus. 24+, bro, 24+, de a răsărit, bro, până la apus. 24+, 24+, limbile de ceas, nimeni nu mi le-a tradus.